La campionatele naționale pe probe și poliatlon, la startul întrecerilor, s-au aliniat sportivi de la mai multe cluburi din țară. Printre ei s-au aflat și patinatorii de la clubul sportiv Petrolul Ploiești. Potrivit antrenorilor, condițiile de concurs au fost foarte bune. Pista acoperită, cronometraj electronic, gheață foarte bună. Sportivii de la CS Petrolul Ploiești au obținut 9 locuri întâi, 11 locuri 2 și 8 locuri 3.